Dacă ai ști că o faci umplută, deci umplută știu că se face în felul următor. Se taie cap, pe lângă cap pielea, o dai înapoi până o cureți, carnea aia o iei de pe os, o toci și din carnea aia o pui înapoi în coaja aia care ai decojit-o. Și pui frumos, frumos, câteodată ca să nu-ți iasă, mai coși așa cu ceva, cu o oață. Și căpățâna la fel, ori o prinzi cu ceva, ori o pui alăturea pe o tavă și o pui la cuptor. Tot așa, îi mai pui puțin ulei, un pic de sos de roșii, ceva care arată mai frumos, așa, știi? Și o pui în cuptor și ușor, ușor ea se face. Foarte, foarte bună iese și aia. Da, carnea aceasta de știu cu amestecați cu ceva, ca să... Da, tot așa, pui un pic de cimbru, un pic de piper, puțin pătrunjel dacă ai. Se mai pune și un pic de pesmet să fie puțin mai întărit așa. Și cam asta, da.